domnilor la Capital Special. În această seară i-am ca invitat alături de mine pe domnii Dorin Grigor, copreședinte al Pro-România Hunedoara, și pe domnul Adrian Zvîncă, coordonator al Pro-România pe Valea Jiului. Bună seara, domnilor! Bună seara, bine v-am găsit! Bună bine seara. Ați venit în studiul Capital TV. Iată că alegerile se apropie ușor, ușor, deși PNL probabil că își dorește să le mai prelungească un pic. Uite că legea e lege și trebuie să o respectăm, așa că alegerile se pare că vor avea loc la termenul legal de 27 septembrie. Până atunci, cum stați, domnule președinte, cum stați cu pregătirile în vederea acestor alegeri? Eu spun că suntem în grafic, dar cel mai bine ne vor spune alegătorii în 27 septembrie cum stăm și sper să ne spună că stăm bine. Pentru asta noi ne pregătim. De data de 8 au început înscrierile și ele continuă până marțea, săptămâna viitoare, când vom avea garniturile, să le spun așa, aliniate la start. Ce am făcut până aici? Am pregătit candidați în aproape toate cele 69 de unități teritorial-administrative din județul Hunedoara și, sigur, lista de candidați pentru Consiliul Județean. Până atunci va trebui să aveți lista completă ca să puteți să participa la alegeri, nu? Sau cum spune legea? Au fost niște modificări legislative. Legea spunea că au reprezentanți în secțiile de votare desemnați doar cei care au listele complete la nivelul unui județ. Dacă într-o localitate nu aveai liste complete, s-a schimbat legea, acum e să ai reprezentativitate parlamentară, nu mai există imperativitatea listelor complete. Deci, în consecință, nu o să aveți reprezentanți chiar în toate circunscrițiile. Reprezentanți, nu mă refer în comisii, nu știu, poate, ca și în comisii vom avea conform legii vom avea reprezentate și în biroul județean și în birourile ca și candidații. Eu spun că da, eventual o excepție, două care să întărească regula de data asta. Da, alegerile au fost mult întârziate de către această nenorocire care s-a bătut asupra noastră cu această pandemie de COVID-19. Această întârziere v-a avantajat, mi se pare, sau nu? Nu neapărat aș discuta de avantaje sau dezavantaje în condițiile în care data e aceeași pentru toți participanții. Acum, sigur, noi fiind un partid nou și care, da, și noi suntem un partid nou, construim, e al doilea an în care construim, am început de la zero, dar cel mai rău cred că ne-a afectat faptul că e această pandemie. Și starea de urgență care a fost a necesitat amânarea alegerilor. Eu cred că alegerile vor fi în 27 septembrie, Doamne ferește ca, să spun, să nu se agraveze situația pandemiei. Așa, pe surse se povestește de faptul că conducerea centrală a Pro-România și-ar fi dorit să se mai prelungească termenul de alegeri, în sensul de a se roda PNL-ul și mai tare și să Pro-România să capete mai mare... O discuție pe surse, e pe surse și eu zic să o lăsăm pe surse. Ok. Domnule Zvîncă, în vara Jiului Pro-România știu că are candidați în toate circumscrițiile. Da, și avem cam rezolvat, pe Valea Jiului rezolvat cam tot și avem chiar candidați redutabili care se bază la votul de primar. Și mai știu că și Pro-România Hunedoara se bazează în primul rând pe vârful de lance Valea Jiului ca și ponderea a susținutorilor, a prezumtivilor votanți. Acum nu știu neapărat dacă se bazează 100% pe Valea Jiului sau, mă rog, bine, cum a spus dumneavoastră, ideea este că noi vrem să ne facem treaba cât mai bine. Avem candidați, cum a spus, redutabili, care au șanse în trei localități să ocupe fotoliul de primar.
iar în celelalte localități cu siguranță vom face un scor foarte bun și în așa, să ne aducem și în așa fel încât să ne aducem și noi aportul la bugetul de voturi al județului într-un mod cât mai consistent, dar trebuie să țineți cont că și la Hață există un candidat redutabil și la Simeria există un candidat care este în funcție și probabil își va continua încă un mandat conducerea sau administrarea orașului. La Deva, la fel, există un candidat care cred că va face o surpriză foarte plăcută, să reușim să aducă un număr mare de voturi. Eu îl cunosc personal și am mare încredere că va scoate un rezultat foarte, foarte bun. Important e să fim o echipă, nu să încercăm să segregăm zonele. Cred că asta face pro-România puternică, că ne comportăm toți ca o echipă și... Bun. Mă referam nu la segregare, ci mă referam la vârful de lance Valea Jiului, pentru că, sigur, orice partid are puncte forte, puncte slabe, puncte mai trebuie să lucreze, ca și PSD, de exemplu. De exemplu, PSD stă bine în sudul țării, nu stă bine în nordul țării. Valea Jiului are un avantaj, că este foarte compactă și sunt foarte multe... Sau să zic, oamenii sunt în 6 comunități, pe când, spre exemplu, nordul județului este împărțit pe o arie foarte mare. E mult mai ușor de administrat și mult mai ușor de urmărit ce se întâmplă în Valea Jiului și de asta, cum să spun, există așa percepția că aici lucrurile se mișcă un pic mai bine decât în restul județului, dar, v-am spus, eu am încredere în colegii noștri că vor face o figură bună peste tot și vom avea rezultate bune. Să spun, chiar remarcabile față pentru pro-România. Pentru un partid înființat doar de 2 ani. Da. Dacă vom avea niște rezultate bune și vom reuși să avem consilieri locali, primari, eventual viceprimari în urma alegerilor să negociem, automat se va crea o bază solidă a partidului de unde vom putea pleca pentru următoarele alegeri parlamentare, europarlamentare, prezidențiale și pentru următorul ciclu electoral. Vom fi mult mai stabili și plecarea va fi deja de la niște procente consistente, dar nu. Ca orice lucru care se construiește nou, trebuie timp, trebuie să se acumuleze lucrurile încet ca totul să fie solid. Domnule Grigor, știu că au fost într-un trecut nu prea îndepărtat niște negocieri cu PSD și cu ALDE pentru înființarea unei structuri politice. S-a ales ceva de această discuție? S-a întâmplat ceva sau au rămas discuțiile la simple discuții? S-a discutat inclusiv la nivel național posibilitatea și asta se întâmplă totdeauna în preajma alegerilor. Se analizează posibilitățile de alianță, dar cred că pentru noi cel mai important și spuneam, nu știu, intrăm în al treilea an de viață al partidului nostru, care a început ca o idee de alternativă la nemulțumirile legate de modul în care se face politică în România, de construcție de partide noi. Ori, la început a fost ideea. Acum sunt primele alegeri locale, e ca un copac, la început s-a făcut coroana, o rădăcinile, de unde partidul își generează activitatea, începe de la alegerile locale. Dar noi ne-am înființat, să-i spun așa, la mijlocul unui ciclu electoral. Tocmai din acest motiv, aceste alegeri locale sunt extrem de importante și aici pro-România va trebui să se legitimizeze puternic în fața electoratului la aceste alegeri locale. Într-o alianță electorală era extrem de dificil să faci acest lucru. Ori, ăsta a fost principalul motiv pentru care o alianță despre care, da, într-adevăr, s-a discutat cu cei de la PSD, nu s-a realizat. Și astăzi, cel puțin în județul Hunedoara, noi mergem singuri.
Bun, și atunci să completez și eu chestia, da, să spun, negocierile n-au fost atât de intense pe cât ar părea, au fost, să zic, destul de rapid finalizate, doar că cei de la PSD au folosit aceste negocieri mai mult ca o pârghie de marketing, ca o, încercând să minimizeze în viața politică importanța pro-România. Da, păi s-a ajuns la București, de exemplu, și la o situație destul de tensionată în alegerile de acolo. Primarul general Gabriela Firea, invocând faptul că este prejudiciată în aceste alegeri de faptul că Victor Ponta are tot felul de discuții cu Robert Negoiță, cu alții membri din PSD-ul din București, și de asta v-am întrebat, în ideea în care știu că ați avut o întâlnire cu președintele partidului dumneavoastră, cu Victor Ponta, și bănuiam că aveți mai multe informații în acest sens. De tocmai ceea ce vă spuneam. Și dacă discutăm de Victor, Robert Negoiță, cred că nu e un secret absolut pentru nimeni, nu s-a mai regăsit în PSD. Absolut, sub nicio formă, și asta nu e de ieri, de azi, e de o bună perioadă de timp. Cu riscul de a mă repeta, pro-România s-a născut din dorința multora de noire a modului în care se face politică în România. Ori asta cred că e comună pentru întregul spectru politic de astăzi. Asta vă pare strâng, cred că vă pare partea dreapta a șicheului politic, și USR-ul își revendică, sau plus își revendică. Da, categoric. Categoric. Eu nu discutam de dreapta, de stânga, și mai ales că cred că în ultimii mulți ani, ca ai fi de stânga, a fi de dreapta, au rămas doar la simple declarații. E recunoscut în politica din România că guvernul cu cele mai multe măsuri de dreapta până astăzi a fost guvernul Ponta. Guvernul Ponta, da. Un paradox. Guvern de stânga recunoscut pentru măsuri de un paradox, dar care confirmă ceea ce eu vă spuneam, că din păcate curentele politice din ce în ce mai mult rămân doar în declarații. Bun, revenind la Județul Hunedoara, domnule Grigor, cum stați din punct de vedere al pregătirii pentru alegerile, în vederea alegerii cu președintele Consiliului Județean și a consilierilor? Aici lucrurile sunt mai delicate un pic, părerea mea, în sensul că și candidații sunt mai puternici. Fiecare partid și-a desemnat oameni cu greutate, și știu că dumneavoastră... Cu greutate la propriu unii. La propriu sau la figurat, da. Dumneavoastră ați mers pe tinerețe, pe altă... Ați avut a de considerente. N-aș spune că ne vom juca șansa până la capăt. E evident că nu pornim cu prima șansă. Așa, în sistemul electoral din România, și discutăm aici la ceea ce dumneavoastră ne propuneați despre candidatura la Consiliul Județean, la președinția Consiliului Județean, candidatul se alege uninominal, candidatul pro-România la Consiliul Județean se numește Dacian Ciodaru, nu pleacă cu prima șansă, dar pleacă cu șanse în această competiție, pentru că meciul e și între structuri, organizațiile locale, și nu mă voi referi acum, pentru că Adil a făcut așa un scurt inventar de primării puternice în județ sau de candidați de noștri care sperăm că vor câștiga primăriile. Organizațiile puternice sunt cele construite în jurul primarilor. Ori, în condițiile astea, bătălia structurată de PSD și PNL pe cei 68 de primare astăzi, doar Simerea fiind astăzi la Pro-România, restul fiind doar la PNL, ori la PSD, și la Gioagiu, primarul fost ALDE, am înțeles, candidează de la PSD astăzi, duc bătălia pentru președinția Consiliului Județean. De-aia mie nu mi se pare corect. Cred că formula în care președintele Consiliului Județean era desemnat
din rândul consilierilor județeni, cred că era și s-a demonstrat lucrul ăsta, pentru că în comportamentul tipic românesc, președintele, după ce câștigă în general pe munca celorlalți, se vine și spune: băieți, victoria e a mea. Eu personal mi-aduc de aminte de dispute care am avut pe asta, că președinte de Consiliul Județean spunea: sunt președintele Consiliului Județean, deci Consiliul e al meu. Nu, Consiliul Județean despre care noi discutăm aici se numește Consiliul Județean Hunedoara, deci e a hunedorenilor. Și competiția pe care pro-România o va propune, și cred că desemnarea candidaților câștigători va trebui să fie în urma unor dezbateri pe anumite teme concrete, despre ce facem cu Consiliul Județean Hunedoara, despre ce facem cu primăria. Suntem azi la Petroșani, fie ea Petroșani sau fie, nu știu, primăria Comunei Vețel sau primăria Comunei Vața de Jos. Să fie în urma unor dezbateri în care cetățenii să voteze în cunoștință de cauză. Da, pentru că ce înseamnă campania electorală? Și noi cred că, nu știu, ne-am depărtat un pic în modul de a face politică. Campania înseamnă a face o radiografie a situației. Astăzi suntem aici și în următorul ciclu electoral, candidatul propune un nivel de dezvoltare într-o anumită direcție. Cetățenii, urmând prin votul lor să stabilească nu neapărat cine va gestiona resursele financiare ale localității, ci cine va implementa cele mai multe proiecte așa cum le doresc cetățenii. Și eu cred că dacă discutăm de candidați pro-România, candidații pro-România se cam sunt pe acest profil de a implementa proiecte. Și v-am auzit, discutam aici de candidații noștri, dacă vreți, începând cu Dorin Curtean, cu Cristi Merișanu sau cu Emil Rișteiu sau cu Nicu Timiș la Hațec, adică sunt oameni care pot să creeze plus în localitatea lor. Că să repartizeze banii în stânga sau dreapta, eu cred că poate oricine. Și cred că, sintetizând, asta e bătălia electorală. Un om care să apere cetatea. Da, dacă ar fi totuși să reproșăm cu ceva actualei conduceri, care într-un viitor cred că va deveni fosta conducere a județului, ce am putea să reproșăm? Adică care sunt lucrurile care trebuia să le facă și nu l-a făcut? Sau ce au făcut rău? Ce considerați? Cum considerați că și-au făcut treaba? Așa spun eu prima dată. În primul rând, nu prea există o conducere, pentru că acest mandat al Consiliului Județean a început cu 6 luni de mandat, după care președintele a renunțat la mandat și s-a hotărât să, candidatul actual al PSD, a renunțat la mandat și s-a hotărât să meargă într-o altă direcție politică. Apoi, de un an de zile, vedem că actualul președinte al Consiliului Județean și-a predat atribuțiile administratorului public. Cred că e un pic, să spun, contrafirii ce se întâmplă. Cel care candidează trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ce urmează să facă și cred că ar trebui să intrăm în normalitate începând din mandatul viitor. De asta ar fi important ca oamenii să aleagă cu grijă și să gândească și să vadă și trecutul și viitorul în același timp. Pentru că de multe ori viitorul este influențat și de ce s-a întâmplat în trecut. Domnule Grigor, revin. Până la urmă, și cred că i-ar fi trebuit și să înceapă o dezbatere pe ceea ce înseamnă Consiliul Județean Hunedoara. Sunt și în perioada 2012-2016 am făcut parte din conducerea Consiliului Județean Hunedoara și la un moment dat, și eu cred că am demonstrat că se pot genera multe lucruri bune pentru viața hunedorenilor. Și chiar mă uit acum cât e de necesar și cât de mult se patinează, pentru că fiind într-o perioadă de pandemie, avem nevoie de investiții reale
în sistemul de sănătate și nu de a povesti foarte mult și de a politiza, spun eu, excesiv pe pandemie și pe sistemul de sănătate. Consiliul Județean, spun eu, atribuții limitate în ceea ce înseamnă dezvoltarea unui județ, unui județ ca Hunedoara. Are în administrare 3 spitale, 2 sanatorii și Spitalul Județean Deva. Într-o discuție la repartizarea banilor pentru investiții în dezvoltarea județului, asta cred că în 2015, după care noi am pierdut alegerile în 2016, la sanatoriu TBC Brad, investiția a fost undeva în jur de, nu știu, 200.000 de euro. Și discutăm de spital TBC, adică celor cu boli de plămâni. Un sistem care să asigure oxigenul la patul fiecărui bolnav, deci asta discutăm în 2015-2016. Ea trebuia făcută de mult. Și am dat drumul și am realizat această investiție. Și PSD-ul, când în 2017 își făcea primul bilanț, asta era cea mai importantă investiție a lor. Sistem de oxigen la sanatoriul TBC Brad. Și atunci m-am gândit, păi, oamenii n-au făcut nici măcar un minim inventar să vadă de unde iau lucrurile și unde trebuie să ducă lucrurile. Pentru mine a fost un exemplu elocvent că, da, eu văd întotdeauna politica făcută de la firul ierbii. Iei lucrurile de acolo unde sunt și le duci acolo unde e necesar. Da, eu cred că cred că ăsta ar fi un semn de normalitate. Că deja am văzut că a început bătălia pe BNR și asta iară nu e un lucru în regulă și eu cred că și asta mi se pare extrem de interesant, că n-ai voie să pui BNR în campanie. Adică atunci când e luna, când spunem, gata, începem bătălia să vedem cine câștigă alegerile. Da, atunci n-ai voie să pui BNR, n-ai voie să faci adunări, n-ai voie să vorbești, n-ai voie să dai obiecte promoționale cu care să te promovezi. Pentru că, scuzați să fiu și cred că, da, cam... Asta e parlamentul pe care îl avem. A fost o discuție și vis-a-vis de găleți. Păi da, deci asta e competiția. Nu, am discutat de obiecte promoționale. Aia deja se extind foarte mult, că discutăm cu găleți și dacă mai și punem ceva în ele, atunci intrăm exact în altă zonă și alta. Dar sărim așa de la o extremă la cealaltă. Dar deja au început în perioada să se umple de bannere. Dar eu cred că confruntările pe anumite teme, gen, fraților, cei care gestionează azi Consiliul Județean, asta am făcut 4 ani, vrem să ne mai lăsați să continuăm? Sau ceilalți care spun, n-ați făcut 4 ani și e normal, noi suntem partid de opoziție, să spunem că se putea face altceva și se putea face mult mai bine și atunci lumea să vadă, să se convingă și nu discuția asta sterilă pe BNR. Dar cel puțin eu văd că a început acum. Revenind la succesele și insuccesele actualei conducere la Consiliul Județean Hunedoara, pentru că despre asta vorbim și cu faptul că dumneavoastră când dați la alegerile acestea, probabil că aveți de gând să faceți ceva mai bine decât au făcut cei care au fost până acum, nu? Și atunci vin și vă întreb, încă o dată, ce s-a făcut rău și ce propuneți dumneavoastră să se îndrepte în... dacă veți câștiga alegerile. Păi acum ce să spunem, dacă nu s-au făcut prea multe lucruri, nu s-au făcut nici rele, nici bune. Adică... Până la urmă, aici există niște cicluri, să spun. Ceea ce propunează o echipă să se facă, de regulă ajunge să facă o altă echipă. Pentru că vreau aici un pic să ducem discuția spre drumul din Parâng. Acest drum din Parâng, pe care este asumat acum de o anumită persoană sau de un anumit partid, nu a fost făcut... De către cine? Cază? Da, este cei de la PSD, îl folosesc, să spun, destul de consistent în campaniile electorale pentru a convinge
oamenii de aici din zonă să îi voteze, dar să știți că istoria acestui drum este destul de lungă. Ea a început în timpul, conducerii liberale și au făcut toți cei care au fost implicați și în special cei din Valea Jiului, au făcut eforturi pentru a realiza această investiție. Chiar începutul, chiar eu personal, într-un anumit moment am fost cu proiectanții de la Brașov să vedem, să vizităm amplasamentul. Deci a fost un efort comun și cred că ar trebui toți să fie, să spun, sau mă rog, să fie recunoscut meritul fiecăruia în efortul acesta comun de dezvoltare al orașului. Dar de asta spun, sunt foarte puține lucruri făcute în așa fel încât e greu să găsești, să spun, să faci sortare, sunt bune, sunt. Și cred că cel mai grav e, nu e foarte rău să faci, chiar dacă, să spun, există și o șansă să greșești, că până la urmă suntem oameni. Important e să ai dorința să faci ceva și să încerci să schimbi lucrurile. Acum, campania pe care noi, sau mă rog, teza principală a campaniei pentru Consiliul Județean este faptul că oamenii migrează din zonă și să găsim alternative în așa fel încât tinerii să încerce să încercăm să ținem tinerii cât mai aproape de noi și printre nu vreau să expun eu toată tema de campanie pentru că candidatul la președinție Dacian Ciodaru o va face în momentul în care își va depune candidatura, dar pot să vă spun un singur exemplu care mie mi se pare foarte bun și foarte elocvent, este de a crea centre de excelență pentru tineri, atât pentru partea sportivă, cât și pentru partea educațională, în așa fel încât să reușim să creăm, sau mă rog, să selectăm, să extragem valorile din societate și ulterior să reușim să creăm cu aceștia plus valoare pentru societate. Dar v-am spus, legat de temele de campanie, în momentul în care va fi lansată echipa de consilier județean și, și președintele Consiliului Județean în campanie vom prezenta în amănunt toate temele și cam cum vedem noi viitorul județului și ce ar trebui făcut. Teme pe care vom încerca, chiar dacă nu avem șanse să câștigăm președinția Consiliului Județean, vom încerca să le impunem în societate și să țină cei care vor conduce în continuare județul Hunedoara să țină cont de ele și să încercăm să ducem lucrurile în direcția respectivă. Da, cred că ați spus un lucru esențial aici. În sensul care obiective mari, obiective grele, care se realizează pe ciclu, pe mai multe cicluri electorale, au nevoie de eforturi conjugate. Că dacă mergem la nivelul că începe un proiect și ceilalți vin, păi, drumul din Parâng e un proiect de o mare importanță pentru comunitatea de aici. Și eu sunt convins că acum el se va realiza. Au fost eforturi continue, adică n-a fost un drum, un proiect, ținând cont și de sumele necesare pentru realizarea acestei investiții, care să îl înceapă cineva astăzi și mâine să avem drumul făcut. Eu, dacă și tare mult, și cred că de aici am început discuțiile, cunosc, de exemplu, proiectul care îl consider atât de important pentru, nu neapărat pentru cei din Petril, dar pentru comunitatea din Valea Jiului și mă bucur să-l avem astăzi pe Dorin Curtean, candidatul nostru la primă. Eu cred că e momentul să-i se dea, ca cei din Petril să-i dea încredere lui Dorin. Eu cred că sunt mai mult de 10 ani de când știu că el mă tot căuta și să realizăm domeniul schiabil Șureanu. Ori sunt, și-a făcut pași, dar sunt peste 10 ani de muncă pe acest proiect. Eu consider un proiect important, ori capacitatea lui Dorin de a implementa proiecte într-o administrație care n-a fost condusă de Dorin Curtean și care nu s-a, de-a lungul timpului, nu s-a dovedit a fi o administrație dinamică, care să țină cont de necesarul de dezvoltare a localității, să țină pasul cu dezvoltarea localității. Nu, ea a fost așa un fel de plutire acolo. Pe mine m-a impresionat stăruința lui Dorin Curtean și eu cred că de data asta va reuși și să câștige alegerile la Petrila pentru a implementa proiectele pentru concetățenii săi. Domnul, cea mai gravă problemă cu care se confruntă România după părerea în această perioadă nu este pandemia de coronavirus, nu sunt alegerile, nu
Cea mai gravă problemă care se confruntă România și trebuie găsit rapid o soluție este faptul că România se depopulează, forța de muncă românească migrează, mai bine spus, către alte țări și va trebui să găsim o soluție rapid, extrem de rapid, ca această migrație să înceteze și să facem ceva, cumva, noi și împreună cu dumneavoastră, oamenii politici, sau dumneavoastră, în primul rând, împreună cu noi, cu mass media, să facem de așa natură încât să ni se întoarcă oamenii acasă. Este lucru de care avem cea mai mare nevoie, pentru că este o pandemie de, este o pandemie de lipsă de forță de muncă. Încă o pandemie. Este încă o pandemie, nu, este cea mai mare pandemie pe capul nostru, aici lipsa de forță de muncă calificată sau, mă rog, înalt calificată sau nu știu cum să mă exprim așa ca să... Deci forța de muncă este cea care ne lipsește și ne lipsește tuturora, la orice nivel economic a merge, că este vorba de o firmă de comerț sau o firmă de producție sau orice fel de firme, toți caută forță de muncă. Și acum stăm și mă gândeam ce blestem pe capul nostru după cât am îndurat și cu comunismul și cu tot ce a urmat, să acum să ne plece și oamenii. Și uite că am ajuns a doua țară, cum bine știm cu toții, a doua țară după Siria ca nivel de migrație. Și va trebui, în special, clasa politică să găsească o soluție. Și acum aș vrea să vă întreb, domnule Grigor, de ce au plecat oamenii până la urmă? Pentru că comunismul a fost și în Polonia, a fost și în Ungaria, și ei au oameni tineri, și Polonia și Ungaria și Bulgaria și Cehia și, mă rog, și restul de țări au salarii mai mici decât în Occident, da? Deci în Germania, de exemplu, e salariul mai mare decât în toate țările foste comuniste și cu toate astea, migrația cea mai importantă a fost din România și este din România. Cum am ajuns aici? Da, din păcate, cum am ajuns aici, o clasă politică care n-a înțeles realitățile României, o clasă politică interesată de realitățile personale, am auzit de ani și ani și ani de zile, vom face să se întoarcă cei de dincolo aici, se discuta de multe ori de sume de bani care le zi să dea, ori categoric a fost un concept greșit, nici nu s-a întâmplat nimic să li se dea, dar în timpul ăsta migrația a continuat. Mai multă lume a plecat și atunci e evident și a fost evident tot timpul, cauzele sunt aici, nu acolo. Că să le spui celorlalți, vă dau atâta ca să vii aici, ca să vii aici să faci ce când cei de aici încă vor să plece. Sau ce să facă cei de aici, să plece și să se întoarcă înapoi când primesc bani. Nu. Și eu prin asta spun o clasă politică care n-a înțeles ce se întâmplă. Dar cel mai mult cred că românii au simțit lipsa de încredere pe care țara le-o acordă lor. A fost multă nedreptate în toți acești ani. Ați văzut... multe unități economice de stat și-au închis porțile. Ce au putut să facă acești oameni, în afară de să plece? Unii și-au găsit loc în administrație. Administrația, o perioadă, a fost prost plătită. La un moment dat, administrația a început să fie bine plătită. Când a început să fie mai bine plătită, angajările s-au făcut pe sistem clientelar. E o frustrare și atunci îți spui ce pot să fac. Păi să plec. Să plec, să-mi găsesc lumea, să-mi găsesc rostul în lumea largă, pentru că aici mă lovesc de nedreptate. Îți cauți dreptatea. Procese care trenează ani și ani și ani de zile. Și atunci zici, bine, stop, nu mai am nevoie de dreptate aici. Eu cred că astea, în funcționarea societății românești, și a spus corect întrebarea, pentru că toți am ieșit din acel bloc estic, dar unii nu au plecat
așa de mare număr, ori eu nu o pun, pentru că la urma urmei nu-i simplu, nu-i simplu deloc să pleci și cred că nu apreciem suficient sacrificiul celor ce pleacă, pentru că își lasă aici copii, familiile rămân despărțite, ori până la urmă, și atunci iar aud vocea seacă a cuiva și fac aici o paranteză să nu se înțeleagă altfel, eu nu cred că toți politicienii sunt la fel, eu cred că asta ne distruge ca societate. Pus clișeul ăsta, păi toți sunt la fel, toți sunt idioți, păi atunci o să rămână numai idioții. Că cei ce nu sunt idioți și când pui clișeul ăsta pe el, spune, bine, ok, mă opresc și atunci cine rămân? Asta nu e în regulă, lupt împotriva acestei idei, cum cred că românii nu neapărat, pentru că îți dorești să ai o familie frumoasă, lipsită de grija zilei de mâine, cu educație, cu perspectiva unui sistem de sănătate corect. Asta îți dorești. Nu-ți dorești doar să spui, a, păi nu, am luat eu mai mult cu, nu știu, cu 1000 sau cu 2 sau cu 3000 de lei mai mult decât celălalt. Dar nici nu știu de ce să iau. Eu să iau pe măsura valorii mele. Că dacă celălalt merită mai mult, poate să câștige și mai mult. Eu cred că fenomenele astea și la urma urmei, alegerile înseamnă reprezentativitate. Adică cineva care să te reprezinte. Acum, dacă ne uităm un pic înapoi, n-am prea avut de multe ori ca cine să ne reprezinte și atunci am zis, bine, gata, am plecat. Eu cred că asta e cauza și cred că dacă lucrurile funcționează pe bune și în România, sistemul migrației evident va scădea. Sigur, sunt români acum care se întorc pentru că și economiile unde au plecat? Au plecat în Italia, au plecat în Spania, au plecat în Anglia, s-au contractat și atunci cine sunt primii expuși? Emigranții. Unii se întorc înapoi și eu cred că asta trebuie să fim pregătiți și nu doar prin simple declarații să-i primim la ei, că locul lor și locul lor e tot aici, că la urma urmei, cine sunt? Sunt frații noștri, sunt copiii noștri, sunt părinții noștri. În funcție de ce, în ce etapă a vieții ne situăm. Noi, așa cum spunea și Adi, dar cred că lucrurile astea e normal și când le vom lansa și când va începe campania, să le prezinte Dacian, de la nivelul Consiliului Județean, pentru că amprenta Consiliului Județean înseamnă, sau mai bine zis, nu înseamnă ceea ce înseamnă într-un județ atâtea direcții deconcentrate ale statului, începând cu finanțele, cu inspectoratul școlar, încă noi cu, nu știu, APIA, Agenția de Mediu, descentralizarea în România a început, s-a trâmbițat și s-a oprit. Și atunci portofoliul măsurilor de la Consiliul Județean e extrem de redus. Și atunci cu atât mai, spun eu, ambițios proiectul nostru. Să spun și eu, acum măsurile extensive nu prea stau în puterea noastră pentru că ele trebuie luate de Parlament. Spun extensive în ideea de a aduce din afară forță de muncă. Nu mă voi raporta doar la forța de muncă. Dar există posibilitatea intensivă, să spun, de a rezolva problema și cred că ar fi momentul ca administrațiile și, să spun, toate deconcentratele, toate societățile care sunt sub puterea statului sau sub influența statului să treacă la automatizarea proceselor și digitalizare, în așa fel încât forță de muncă care erodează bugetul să se întoarcă în zona activă unde ar putea aduce valoare adăugată. Asta ar fi mai ușor de, să spun, și ar putea ajunge cumva în sfera de influență a Consiliului Județean, pentru că știm o sumă de societăți care nu sunt manageriate, să spun, chiar corect. 100% corect. Performant. Nu corect, pentru că nu putem spune nici că sunt manageriate incorrect, dar totuși tehnicile și modul de manageriere nu este de anul 2020. Sunt niște modalități de a conduce despre care se scria prin anii 70-80, ca să spun așa. Și mi se pare că România este țara paradoxurilor.
este o țară atipică. Nu știu, dacă ar fi să ne comparăm cu cineva, cred că n-am găsit cu cine să ne comparăm. Și spun chestia asta pentru că, nu știu dacă ați v-ați dat seama de un lucru tragic, într-un fel spus. Ați mai auzit de o țară unde salariul la un mediu de stat să fie mai mare decât un mediu privat? Eu n-am auzit. Chiar am o colegă de facultate care lucrează la o primărie într-un orășel mic din Franța și are un salariu de 1400 de euro pe lună. Și chiar m-am întâlnit în anii trecuți, acum 2 ani. Și atunci mă confirmați că dacă ar fi să fie doar problema banilor, ar veni să caute să se angajeze la o primărie aici. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că am întrebat. Nu, este căsătorită deja aici, sunt franceze, căsătorită cu un francez, deci nu e cazul să mai revin în România, dar m-am întrebat, dar de ce stai pe banii ăștia, că e foarte puțin, cât e să rămâi din Franța? Păi zice, 3.000 de euro. Păi și tu de ce stai cu 1.400? Păi zice, aici am siguranța că voi ieși la pensie. În mediu, că și la ei, la primăria din Franța, și la ei se bea cafea dimineața de la 8 la 10, și la ei, la fel, tot așa, se plimbă drept hârtică. Nu, primările, activitatea primărilor nu diferă foarte mult, sigur. Domnul Zvîncă zicea ceva de digitalizare. Probabil că sunt mai avansați ca noi din punct de vedere tehnologic, dar nu e mare diferență, pentru că la stat e ca la stat. Că unde nu e patronul să te stimuleze, ca să stimuleze producția, și la ei e ca la noi. Dar stătea liniștită, 1400 de euro, domnule, stau că ies la pensie. Să zic, ca în România, unde eu firmă privată, da? Eu firmă privată, vreau să angajez pe cineva. Unul la mână că nu am pe cine, că sunt plecat, și doi la mână dacă găsesc pe cineva, nu-i pot oferi nici măcar jumătate din cât îi oferă pe aceeași poziție similară, da? Poziție similară din cadrul mecanismului de stat, da? La o primărie sau la un, nu știu, minister sau, habar n-am, la o deconcentrată, și la deconcentrate astea. De exemplu, avem cazul Compania Națională a Acuilei, unde o firmă falimentară nu și-a plătit datoriile, au generat miliarde de euro datorii, în schimb au ieșit cu pensii de 100 ceasul, deci la Compania Națională a Acuilei pensia este mai mare ca salariul. Nu știu, iar o anomalie care n-am mai auzit nicăieri. Mai mare spre dublu. Mai mare spre dublu sau spre triplu sau spre nu știu timp, da? Deci o chestie și total ieșită din orice logică, pe de o parte. Pe de altă parte, cum îi pot stimula, cum îmi pot stimula eu oamenii mei din mediul privat ca să muncească, să dea randament, să dea un randament, dar și în apelul încât să creăm plus valoare. Pentru că să nu uităm că mediul privat susține mediul de stat, da? Bine, mediul de stat în România, iar să la paradoxul, e susținut de împrumuturi externe, luate cu nemiluita de către tot felul de miniștri de finanțe, decât tot felul de guverne. Chiar ultimul ministru de finanțe, ministru Câțu, e abonatul băncilor la a lua împrumuturi prin emigrația, să plătească tot felul de lucruri de care nimeni nu știe. De care nu știm, nu știm acum, zău, dacă știm, în afară de pensii și salarii, care probabil că s-o fi dus și acolo sumele astea, dar noi nu știm exact cu ce s-a întâmplat cu cele 16 miliarde de euro luate de când a intrat în pâine guvernul Orban. Probabil în câțiva ani vom ști că vor apărea pe la procuratură. Bun, și ca să închei, că până la urmă emisiunea asta este despre dumneavoastră, despre mine sau despre ce cred eu. Părerea mea este că principalul vinovat pentru ce se întâmplă în țara asta este educația. Educația este principalul vinovat. De ce? Mă raportez la un caz foarte, foarte simplu. Băiețelul meu de 13 ani, în clasa 6-a, la o școală oarecare, școală generală de stat, l-am ținut la o școală privată până în clasa 5-a. Din clasa 5-a l-am transferat în lumea reală. Am zis, dom'le, de la privat, hai să vezi și tu cum e acolo, că la privat era, mi se părea mie, deși se făcea carte, totuși mi se pare mie că era prea răsfățat. Și am zis că nu e cazul să mai fie răsfățat, să se învețe și cu greutatea zilei de mâine. Domnilor, am rămas siderat de ce se întâmplă în învățământul
de stat. Am rămas siderat. Și, mă rog, ca să nu mai lungesc prea mult, vinovatul este, vinovatul pentru ce se întâmplă în țara asta este educația. Educația care, la momentul ăsta, lipsește cu desăvârșire. N-avem timp în această emisiune să dezbatem prea mult subiectul, numai că, din păcate, e greu să spun, dar educația înainte de corupție, înainte de orice, pentru că și corupția, corupția este globalizată deja, nu mai putem vorbi de România cea mai categoric, corupție. Tot un corolar a abdicării de la principiu. Părerea mea este că noi singuri ne-am pus eticheta de corupție, pentru că fiecare neam are oara acoperită, numai noi ne ridicăm fustele în văzul tuturora, în văzul lumii întregi și singuri ne-am pus o etichetă de corupți. Dar, mă rog, dar, domnule Gligor, este un subiect greu, un subiect amplu, dar cred că de aici pleacă întreaga tragedie a poporului român de la educație. Indiscutabil, investiția în educație, eu cred că e cea mai importantă pentru o națiune. S-au făcut, evident, pași înapoi și iar și în ultimii ani am avut multe perioade în care și discuții în care să se dea startul unei reforme în educație și tot am auzit de altă reformă și de altă reformă și înseamnă că fiecare proiect de reformă a fost un eșec. Altfel, nu mai era necesar o altă reformă și o altă reformă după un timp, atât de scurt. Acum, dacă ne uităm, dacă la inspectoratele școlare posturile de conducere se ocupă doar în birourile de conducere a partidelor politice, dacă conducerile școlilor se stabilesc tot în acele birouri, atunci asigur că avem în timp și rezultatele care le avem. Încă o dată, e bine, e comod să renunți la principii, sigur, mă refer la cele în baza cărora se nasc legi, după care să funcționezi, pe care să le respecti, și uite că am făcut pași înapoi pe linia educației. Și atunci societatea apar mulți oameni nepregătiți pentru a da plus valoare a societății. Eu mi-amintesc că, nu știu, până în 90 cam era vorba aia că toți se pricep la agricultură și la fotbal. Nu, atunci la agricultură și la fotbal. Bă, da, aveam, da, fotbaliști. Da? E, astăzi cam toată lumea și eu văd cum a început și campania asta electorală, toată lumea se pricepe la toate. Toată lumea se pricepe la toate și uită că lucrurile nu mai funcționează. Eu sper că după alegerile astea locale urmează la scurt timp, în mod normal, și alegerile parlamentare. Pentru că acum și la nivel, că noi discutăm de condițiile în care, nu știu, în condițiile în care candidăm acum la alegeri locale. Păi sunt condițiile impuse de la nivelul Parlamentului. Eu sper că de urgență și o reconfigurare. L-auzeam astăzi pe premier care se plângea că nu poate să facă, să ia măsuri, că nu are un cadru legislativ, n-a avut cadru legislativ, nu știu ce perioadă, în care să ia măsuri, nu știu, și era vorba de aici probleme legate de pandemie. Bun. Păi da, e parlamentul în care partidul care l-a generat e minoritar, dar iar e parlamentul care l-a votat să câștige. Păi astea nu sunt condiții normale și nici discuții normale. Eu sper ca și pro-România să aibă șansa și așa cum îl știu pe președintele Victor Ponta și sunt convins că e o soluție pentru ceea ce înseamnă modul de a face politică astăzi în România, să luăm o dată și să punem și educația acolo unde e loc. Mai avem un minut de emisie. Domnule Zvâncă, un ultim cuvânt.
până la data viitoare, pentru că vom avea o ocazie să întâlnim de multe ori. Un ultim cuvânt legat de educație, ca să spun așa, că a fost tema asta. Din păcate, să spun, cei care coordonează educația nu înțeleg dinamica societății și sunt tot timpul cu mulți pași în urmă, să nu mai spun de dinamica globală, care e total diferită față de ce se întâmplă în educația din România. Cred că asta ar trebui, în primul rând, să vedem ce se întâmplă și ulterior să luăm decizii, să vedem încotro ar trebui să ducem și educația. N-aș vrea să încheiem înainte de... Vă rog, așa, în scurt. Discutam așa și le-am condensat toate într-un timp scurt. Deci, încă repet, vă rog, ocazia să ne vedem. Da? Dar ceea ce s-a întâmplat acum recent, ceea ce pe mine m-a impresionat cel mai mult. Retragerea lui Ile de la candidatura de primar la primăria Vulcan. Și am înțeles că asta e pe motive de sănătate. Și în primul rând eu vreau să-i transmit colegului Ile, că eu îl consider un coleg, să-i transmit sănătate. Activitatea sa ca primar a fost marcată de multe realizări și confirmată prin realegeri. Ori natural acolo, și aici se demonstrează că s-a muncit la Vulcan, natural e candidatura lui Cristian Merișanu. E naturală, sunt oameni care au lucrat împreună 7 ani de zile și uite că lucrurile se pot genera soluții și într-un mod natural și nu într-un mod ăla de abrupt, de lupte și de mai știu eu ce alte soluții. Domnule, vă mulțumesc mult pentru participare, doamnelor și domnilor. Și noi vă mulțumim. Până aici a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumesc pentru participare, pentru vizionare și vă doresc numai bine.